Haideți să vedem o altă aplicație, problema numărul 4. Descompuneți un factor. Primul subpunct, avem x la 3 minus 2x pătrat plus x. Haideți să vedem cum facem acest subpunct. Minus 2x la a doua plus x. Am să dau factor mai întâi, factor comun pe x și o să am x pe lângă x la a doua minus x, minus 2x plus 1. X la a doua